Salut! Am auzit că vrei să-ți cumperi o casă. Felicitări, bravo! Cu toții ne facem griji, avem frici, temeri, angoase, întrebări atunci când trebuie să facem un astfel de pas atât de important. Stăm de vorbă despre elefantul din cameră cu Alina Vâlcu. Bine ai venit, Alina! Bună! Arhitect, designer de interior, da? Locuitor de casă. Locuitor de casă, proprietar de casă, da. Bănuiesc, om și așa mai departe. Foarte îți mulțumesc că ai venit azi cu noi. Uite, am niște întrebări, niște probleme pe care eu le am și vreau să le discut cu tine. Am cumpărat casa, Alina. Da? Am avut curajul ăsta, am cumpărat casa. Să mă împiedic de gândul că s-ar putea să nu am bani să o amenajez așa cum mi-aș dori? Niciodată. Niciodată, pentru că până la urmă ne gândim la procesul ăsta de amenajare ca la un proces care durează în timp și e firesc și frumos să dureze. E un proces care ne împlinește, e genul ăla de lucru pentru care te scoli dimineața zâmbind, știi? Știi că ai ceva de făcut. Și atunci, dacă ne lăsăm în voia acestui proces, cumva vor veni și banii. Deci putem etapiza lucrările de amenajare a casei noastre. Ok. Da, e liniștitor. Trebuie să fac asta din primele zile, știi că majoritatea ne mutăm în casă nouă și vrem ca totul să fie perfect, să fie, să investim tot ce avem, să punem, să ne așezăm și să zicem da. E un proces corect ăsta? Nu aș spune. Aș spune că ce este foarte important în momentul în care te muți în casă nouă, să știi că ai încheiat etapa lucrărilor pe care noi le numim umede sau murdare. Adică e destul de inconfortabil să te muți în casă și să trebuiască să spui faianță în baie sau să gletuiești pereții. Însă, odată ce aceste lucrări sunt încheiate, cred că restul este o mare bucurie care cumva se desfășoară în fiecare zi și este, dacă vrei, da, parte din viață. Știi cum e? Noi întotdeauna le dăm acest sfat clienților noștri atunci când le amenajăm casele. Hai să nu facem totul până la ultima decorațiune. Te muți în casă, vezi cum simți locul respectiv, cum interacționezi cu spațiile, care e dinamica în familie, ca să înțelegi și să vezi ce schimbări poți să aduci. Și care sunt nevoile unei case, pentru că apar diferite nevoi de-a lungul timpului. Și călătorești și îți aduci niște amintiri sau îți creezi niște amintiri în casa aia și asta de fapt nici nu costă. Dar ne îndreptăm spre lucruri scumpe? Aici mie ne îndreptăm, cumpărăm lucruri scumpe, cele mai frumoase pe piață, cele mai la modă sau? E opțiune personală, dar hai să avem asta în minte, că până la urmă omul sfințește locul și că o casă este acasă atunci când noi o populăm cu energia noastră, cu amintirile noastre, cu povestea noastră personală. Cum bine ai spus, pleci într-o vacanță și aduci un tablou de acolo sau o statuetă. Sau găsești lucruri prin antichități care au poveste, de exemplu, au foarte multă poveste și atunci și casa ta se îmbogățește cu povești. Nu? Clar, iar dacă te îngrijorează bugetul, să știi că așa cum pentru haine, pentru mașini, pentru tot felul de industrii în care noi trăim în viața de zi cu zi, există variante de la foarte scumpe la cele mai prietenoase cu bugetul, așa există și în cazul amenajărilor interioare și a decorațiunilor. Adică poți să te duci în magazine second hand să iei piese foarte interesante, poți să faci Recondiționări. Bine, asta s-ar putea întâmplător, procesul de recondiționare chiar să fie unul destul de laborios și scump, dar de la caz la caz. Poți să faci treasure hunting în toate magazinele de bricolaj și materiale de construcții. Crede-mă, sunt persoana care pot să spun cu mâna pe inimă, din experiența personală, atât a mea acasă, dar și aplicată pe clienții noștri de la birou, bugetul nu este o problemă atâta timp cât realmente ești dispus să aștepți, ești dispus să investești și să cauți cele mai bune opțiuni. Am înțeles. Dar dacă eu nu știu să caut, că uite, Ilona, care habar n-are să caute și ce găsește nu e mai bine deloc niciodată, dar trecem, cazul e excepție. Dacă nu mă pricep să caut, nu știu să caut lucru, nu știu să caut, știi, mie mi-e frică să n-am gust. Măi,
Mai termină cu frica asta că m-ai nebunit. Lasă-o pe doamna Ana, că ai zăpăcit-o de cap, efectiv, doamna, îmi cer mii de scuze. Lasă-o în pace cu fricile tale, potolește-te. Măi, Ilona, stau de vorbă doi oameni mari, maturi, aici, despre lucruri importante. Du-te la jucăriile tale acolo, în cămăruța ta, lasă-ne puțin în pace. Plus că mi-am auzit și numele. Nu erai tu, nu erai tu, era o altă actriță. Altă actriță mai importantă ca tine, stai liniștită. care se pricepe la decorat, nu ca tine. Bun, ultima problemă. Ultima frică, am iarăși îngrijoarea. Dacă cumpăr apartamentul și proprietarul nu-i dispus să schimbe nimic din casă, adică lasă totul acolo, eu ce fac? O iau gata amenajată, ce mă fac? Iau casa gata amenajată. Adică practic iau casa. Practic iau istoria familiei, iau energiile, iau totul cu mine acolo. Ce fac? Cum mă descurc? Aduc un preot, sfințesc casa. Nu. În primul rând, văd dacă... O aduc pe Ilona să descânte. Lasă-o, domnule, descântă. Pe Ilona! Nu se poate, nu? Ea descântă foarte frumos. Dă-mi bob, dă-mi cărți, dă-mi ghioc, dă-mi mobilă, dă-mi toate. Ea dă-mi toate. Hai să vezi că dă-mi toate. Așa. Deci ce fac? În primul rând, să știi că foarte mult din povestea unui interior și din atmosfera unui interior este dată de decorațiuni și de acele mici obiecte de mobilier, uite, cum ar fi pernele, cum ar fi planta, cum ar fi... Elefantul din cameră. Care... Da. Așa. Deci toate lucrurile astea, dincolo de piesele mari, dincolo de parchet, dincolo de așa, toate lucrurile astea conturează atmosfera unei case. Și spun povestea noastră, norocul este că sunt cele mai ușor de schimbat. Până la urmă, poți să decizi, ok, încep să vând mobila și decorațiunile pe diverse site-uri de mobilă second hand și îmi iau altele și dintr-o dată vei reuși să faci o transformare 100% a spațiului, fără să investești foarte mult și fără să ai un șantier în casă. Dar e un caz rar, să știi. Acum eu știu că tu te simți fricos. Am mai te multe simți așa. Vreau să iau toate posibilitățile care apar, ca să știu că nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva, vă rog eu. Cameră. Știți care e? Marius, care are gresie pe tavan. Ai gresie pe tavan? Oh, scuze. Ieși afară. Da. Marius, hai să vorbim un pic. Ai gresie pe tavan? N-am nicio gresie pe tavan. Dar am gresie pe tavan? Nu am gresie pe tavan. Oameni, deci așa facem. Tragem niște concluzii. Alina, mai scăpat de niște frici. Și asta e foarte prețios pentru mine. Și noi înțelegem așa, că nu trebuie să alocăm din prima un buget enorm ca să rezolvăm tot în prima zi când ne-am mutat. Că nu e nicio dramă dacă avem un apartament care e deja gata amenajat pentru că există timp pentru toate și amenajarea unei case trebuie privită ca o experiență și te poate face să devii creativ, să investești cea mai prețioasă resursă care se cheamă timpul. Adică timpul devine bani și timp, dacă îți dai timp să cauți, cu siguranță vei găsi ce să pui acolo în casă exact unde trebuie și ce trebuie. Și că, de fapt, asta nu e o frică. E o falsă frică. Aș mai spune ceva. Și de fapt nu trebuie să ne fie frică de pereții goi. Nu intrăm într-un spațiu și îl umplem dintr-o dată cu toate. Nu ne e frică de pereții goi. Da. Până la urmă sunt oameni care decid și își asumă această poveste a unui spațiu minimalist. Poate suntem unul dintre ei. Cine știe? Ce a ta discuție, domne? Hai să trecem la treabă. Dacă stai până la final, îți dădeam un bilet la spectacolul meu. Dar așa... Stai, nu rupe, dă-mi-l mie! Aoleu, păi acum ai spus. Poți să decorezi cu bani puțini? Poți? Oh. Ce romantic. Ia să vedem Marius. Cumva mulți, poate toată lumea, nu? Hai să facem puțin atmosferă. Până la urmă e casa mea, bine că o am. Vreau și decorez. Dacă vreau, nu decorez. Treaba mea ce fac. Pus-o la și goală. Frica asta durează cam mult. Marius, pot să decorez cu ce vreau eu. Și cum vreau eu și când vreau eu, da?